Salut, bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Mr. Tomatoes și este vorba despre un joc în care există această roșie vorbitoare, o roșie care la prima vedere pare destul de prietenoasă, dar de fapt nu este chiar așa, e ceva destul de creepy, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. E genul ăla de joc în care ai ending-uri multiple și în episodul de azi o să facem un ending sau două, urmând ca în episodul următor să continuăm să facem mai multe ending-uri, asta dacă o să vă placă. Așa că nu o să dau un target de like-uri pentru episodul de astăzi, ce vreau eu în schimb să facem este să văd dacă fiecare dintre voi apasă pe butonașul de like, cât de multe like-uri se vor strânge, da? Așa că cât mai multe like-uri acolo și hai să-i dăm drumul să vedem care-i treaba cu joculețul acesta. Mi s-a părut foarte interesant. Deci practic avem roșia aceasta, da? Și noi trebuie să-i dăm de mâncare. Ia, hai să vedem ce ne zice. Vreau un pahar cu lapte. Acum ideea e în felul următor. La un moment dat o să-și ceară niște chestii mai complexe. Va trebui să folosești blenderul. Dar în general o să-și ceară unul dintre aceste trei iteme. Și tu trebuie să-i dai exact ce ți-a cerut. Dacă cumva nu i-ai dat corect, îți apare aici anger. Dacă se face acest anger la 10, atunci o să ai probleme destul de mari. Și probabil o să întâmple chestii nasoale. Așa că hai să-i dăm acest pahar cu lapte și să ascultăm foarte atenți ce ne zice. Some carrot soup. Some carrot soup. Deci bănuiesc că ăsta e carrot soup, nu sunt sigur, dar o să încercăm, sper că e. I want a cheeseburger. Ok, vreau un cheeseburger, ăsta ar trebui să fie cheeseburger, poftim. I want some ice. Some ice, vreau niște gheață, vreau să mănânc niște gheață, mă, roșia asta. Ai, cam înțeles, ia mă niște gheață de aici și bagă. Iarăși niște gheață. Ideea e în felul următor. La un moment dat îți stinge lumina și nu mai vezi exact și tu trebuie să memorezi itemele înainte că el să stingă lumina. După asta mai are niște chestii în care nu-ți vezi itemele și trebuie efectiv să ghicești. Deci o să fie mult mai greu. Asta e doar începutul, da? Pregătiți-vă. Niște gheață, da? I want potato. Potato. Deci îi dăm un cartof. Ia, domnule, un cartof de aici. I want pepper. Pepper. Este foarte simplu acum la început. I want a steak. A steak. Ăsta este steak. Ok. Fish. Fish. Vedeți cum e desenat? Zici că e desenat de cineva care nu s-a priceput extrem de bine. Chocolate soup. De ce s-ar trebui să fie? Dar mie îmi place foarte mult stilul ăsta grafic. Mi se pare extrem de interesant și seamănă foarte mult cu jocurile alea vechi de Flash. Nu știu dacă mai țineți minte. Alea făcute în Flash, pe care le jucam acum mult, mult timp. Ia să vedem. Ia de aici. I want some spaghetti. Spaghetti. Ia de aici, perfect. I want a steak. Iarăși vrea steak. Vedeți că aici ne zice cât mai avem. I want pepper. Pepper. Ok. I want some spaghetti. Deci după ce se termină runda asta, te lasă să cumperi din shop cu banii pe care i-ai făcut. Și o să avem nevoie să cumpere din shop niște chestii pentru că o să vedeți, devine din ce în ce mai greu. Spaghetti, parcă a zis? I want chicken. Chicken. Ia de aici. I want a donut. Donut. Ia de aici, bun, încă 4. I want to eat some salad. Salată, ok. Bun. I want a cheeseburger. Cheeseburger, nicio problemă, domnule roșie. I want salami. Pe el cheamă Mr. Tomatoes, dar vă rog să-i dați voi un nume în comentarii. Nu știu. Gândiți-vă la un nume, roșioară, habar n-am. Scrieți în comentarii un nume pentru Mr. Tomatoes. Și nu am fost atent. Așa că să-i dau salam. I want to eat some salad. Aparent a fost bun. Nici aici n-am fost atent. O să-i dau asta. Okay, I am full for now. Oh, aparent a fost bine. Deci îl vizităm. Îl vizităm când o să-i fie foame din nou. Bun, deci acum mergem pe shop și avem 49 de puncte pe care le putem cheltui și o să ne uităm noi. Deci fiți atenți, avem așa. Asta e o foarfecă. În momentul în care îți dă, la un moment dat o să-ți dea niște săculețe și nu știi exact ce e în ele, ce mâncare e în ele. Și ai nevoie de foarfecă. 20 de puncte mă costă doar foarfeca. Lumina, în momentul în care se stinge lumina, o să ai nevoie de o lanternă. Kitchen knife, ăsta nu știu ce faci cu el, dar ai nevoie de 500 de puncte, deci destul de greu. Când o să vorbească, la un moment dat vorbește ciudat și n-auzi ce zice și trebuie să folosești ăsta. Sweet candy. Asta nu știu ce face. Ok, și asta nu știu ce face. Deci ăsta e secret. Bă, cred că am să folosesc. Nici nu știu ce să iau. Cred că o să ne stingă lumina. Am să iau lanterna. Și mai am 9 puncte. Deci nu avem foarte mult. Hai să începem următoarea noapte. Cum ar veni, știi? Cum e în FNAF. Următoarea noapte. Welcome back. I'm very hungry. Ok. I want a donut. Vreau un donut. Poftim, domnule, un donut. I want a chocolate cocktail.
chocolate cocktail. Deci, practic, acum va trebui să-i facem o combinație, pentru că dacă eu îi dau ciocolata direct, nu o să-i placă. Și punem ăsta aici și punem ciocolata aici. Și dăm blend. Și acum ne-a dat un chocolate cocktail, da? Ia de aici, domnule roșie. I want some tomato soup. Tomato soup, asta e destul de simplu. Poftim. I want some spaghetti. Spaghetti, ia de aici. Și iarăși o să scadă de aici. Sushi. Sushi. Asta este nou. Bă, nu știu, să-mi spuneți și voi ce părere aveți despre jocul ăsta în comentarii. Mi se pare foarte interesant făcut. Noi avem foarfeca? Ar trebui să o avem. French fries. French fries. Ia stai să văd. A, n-avem foarfeca, avem lanterna. Uite, am selectat lanterna și în caz de ceva o folosim pe tasta E. French fries. Ia de aici. I want some ketchup. Ketchup. Deci eu nu trebuie să vorbesc când vorbește el, pentru că dacă eu vorbesc, nu mai au ce zice el și pierdem. Ok. I want some chocolate soup. Chocolate soup, ia de aici. Nicio problemă. I want strawberry. Deci asta e căpșună. Poftim căpșună. I want to drink some lemonade. Acum vrea limonadă. Deci practic iei lămâie cu apă și faci limonadă, vezi? Poc, ia de aici, frumos. I want some ice. Niște gheață. Nu știu cum mănâncă el gheață, frate. I want pepper. Pepper. Asta e destul de ușor. I want some ketchup. Ketchup. Ia de aici ketchup. I want bacon. Bacon. Easy. I want potato. Potato. Deci deja știm cum să le facem. Cherry. Cherry. I want bacon. Bacon iarăși, ok. I want sushi. Sushi. Uite, am făcut 7-7 de puncte. I want some carrot soup. Some carrot soup. Acum, nu știu, ăsta ar trebui să fie carrot soup, dar nu știu dacă să combin cu ăsta. Dar hai, îl dau direct să văd dacă merge. I want okay. Pepper. Pepper. Bun. I want some tomato soup. Tomato soup ăsta ar trebui să fie. I want some chocolate soup. Chocolate soup, poftim. I want to eat some chocolate. Niște ciocolată. I want a donut. Vrea donut și încă unul. I want a fried egg. Fried egg. Acum nu știu că e fried egg, dar da, nu îl pun acolo, îl dau așa. N-a fost bine. I did not ask for this. S-a enervat de nou. Deci avem 2 la nervozitate. Trebuie să ne ajungă la 10. Asta e toată faza. Intrăm pe shop și avem o lanternă și aș lua și o foarfecă. 20 ne costă o foarfecă. Și ce să mai cumpăr eu de aici? Sound normalizer. Nu știu dacă să folosesc asta, să nu folosesc. E cam scump, 50 de puncte. Aș lua poate 2 de astea și încă o lanternă. Și cam atât. Cred că luăm încă o foarfecă. Avem 3 de astea de foarfecă, o lanternă. Cred că ne ajunge. Hai să-i dăm din nou următoarea noapte. Și devine din ce în ce mai greu, da? Deci țineți-vă bine. E foarte fun. Vreau un cheeseburger. Și exact ce făceam. Acum nu știi care din astea e cheeseburgerul, dar pentru că avem foarfeca, am tăiat astea, am folosit o foarfecă și acum știm care e cheeseburgerul. I want a glass of water. Vrea niște apă. Asta ar trebui să fie apă direct. I want fish. Vrea pește. Poftim. I want fish. Vrea pește din nou. Și din nou nu știi care e, dar am tăiat din nou asta. Ar trebui să avem 3 foarfece, cred. I want to eat some French fries. French fries. Poftim. I want a cucumber. Ok, ia castravete. I want a donut. Donut. I want strawberry. Strawberry. I want a steak. Steak. Văd că nu ne pune să facem foarte multe combinații încă, cel puțin, dar na. I want an apple. Apple. Poftim. I want an apple. Oh, no. Ultima foarfecă, nu mai am nicio foarfecă disponibilă și trecem la lanterne. Apple. I want some ice. Some ice. Oh, am avut noroc că mi-a dat gheața, că astea sunt două, iarăși două de astea pe care nu le știi. I want to eat fried fish with salad. Fried fish with salad. Eu nu înțeleg chestia asta. Adică, practic, mă pune să le pun în blender, pentru că, practic, n-am nicio tigaie pe aici în care să le fac fried. Deci o să le încerc să le combin la blender, să văd dacă e bine. Pare bine, dar nu știu ce să zic despre chestia asta. Eu nu sper că e bine. Ia, vezi, ți-a plăcut? I want cherry. Vrea cherry și nu știu care din astea e acum. Asta o să fie la noroc, deci o să-i dau ăsta și dacă e cherry aici o să fie bine, dacă nu o să tușească. A tușit, n-a fost bine. I did not ask for this. N-am de unde I să știu. Chicken. Chicken. Uite, nervozitatea a ajuns la 3.
Dacă ajunge la 10, v-am zis, o să se întâmple ceva nasol rău de tot. I want some tomato soup. Vrea tomato soup. Ia de aici, mă, prietene, tomato soup. I want some spaghetti with tomato sauce. Spaghetti cu tomato sauce. Poftim. Hai să vedem. Ia uite ce frumos a ieșit. Ia de aici, frumos. I want cherry. Vrea cherry. Bun. I want a carrot. Carrot? Nicio problemă. I want some sauce. Ha, vrea niște sos și nu știu care din astea e sosul. Mamă, ce... Cât de nasol e ăsta, ia. I want some green. L-am nimerit. Vrea some green. Some green? Ce some green? Stai să îl pun aici și îl fac așa. Să văd dacă merge. N-a mers! Nu! Ți-l dau pe ăsta. I want some carrot soup. Aparent ăla era bine, some green, dar nu, n-am înțeles ce înseamnă ăsta, dar aparent ăsta e. Carrot soup. Ok. I want some green. Iarăși vrea some green, deci e bolul ăla, dar nu știu care din astea două fi. Deci ne trebuie, deci farfeca aia o să fie foarte importantă. Ia. N-a fost bine, m-am ajuns la 4. I want potato. Potato. Ok. I want some ketchup. Ketchup. I want some ketchup. Ketchup iarăși. I want pepper. Pepper. Bun, sper să nu mai dea săculețe de alea. I want fish. Hai de capul meu. Uitați-vă și voi, dar de unde? Că nici măcar nu-ți permit să-ți cumpere atâtea foarfece. Iarăși n-am nimerit. I did not ask for this. I want some cream. Ia, ăsta e. I want some spaghetti with tomato sauce. Spaghetti cu tomato sauce. Ok, bă, deci am ajuns la 5 anger. Deja nu e bine deloc. Deci deloc nu e bine pentru noi ce se întâmplă aici. I am full for now. Ok, este full momentan. Ne întoarcem când o să-i mai fie foame. Bun, intrăm pe shop. Intrăm, luăm de toți banii. Luăm de toți banii, frate, de toți banii luăm. Gat. Am câte 6. Dacă știam, mă ducem doar pe alea, nu mai luăm lanterna, dar uite, vezi, n-am știut. Data viitoare o să facem diferit, pentru că habar n-aveam că o să-ți dea atâtea de multe săculețe de alea. Acum să vezi că îmi stinge lumina de 10 ori, că nu ne-a stins lumina deloc. Să vezi de n-am eu ghinionul ăsta. Welcome back. Ok. I'm very hungry. Ți-e foame. I want to eat some salad. Salată. Ia de aici. I want some tomato soup. Oh my god. Tomato soup. Uite, vezi ce bine că am lanterna, dar lanterna am avut o singură dată. Acum o să încurcăm. I want an apple. Sau am două, mă? Bă, când că e funcțională. Vrea apple. Am foarfecă destul de... Deci am 6, de fapt. I want some ketchup. Vrea niște ketchup, ok. I want an egg. Pă. Da, aveam două lanterne. Egg. I want a glass of milk. Glass of milk. Eu nu știu cum ai putea, deci când îți stinge lumina, cum poți, frate, să te uiți exact să vezi unde sunt itemele, că pentru o fracțiune de secundă le vezi. Ia. I want a lemon. Lemon. I want a steak. Deci asta două nu erau sigur, ăsta e steak. I want some ice. Le-am văzut, bă, o fracțiune de secundă, știi ce e aia? Deci o fracțiune de secundă, nici măcar nu apuci să vezi nimic. Some ice, ia. I want a glass of water. Glass of water. Mă uit atent. I want an apple. Sigur mai stinge lumina, eu v-am zis. Asta e ghinionul meu, frate. Când cumpăr o grămadă de foarfeci, o să-mi dea chestia cu lumina și n-am lanterne. Bine, lanterna este și 50, adică te costă foarte mult lanterna, dar na. I want a chocolate cocktail. Ok, nu mai faci tu probleme mie, că am deja foarfecă, deci stai liniștit. Chocolate cocktail. Avem așa și avem așa. Poftim. Ok. Ia de aici. I want some cream. Asta e some green. Nu știu ce e asta some green. Nu știu. I want some chocolate soup. Chocolate soup. Norocul nostru e că era în mijloc. I want some ice. Niște gheață. I want some ketchup. Ketchup. Uite, vezi, foarfeca. Ketchup. Poftim. I want salami. Salamul era aici. Ăsta e salamul. L-am văzut. I want a glass of water. Glass of water, ok. I want some chocolate soup. Chocolate soup, ia de aici. I want to eat some French fries. French fries, poftim. I want some chocolate cream. Chocolate green, deci face asta cu asta și o să-ți dea combinația.
Ia uite. I want an ice cream. Vrea înghețată. Iau ăsta și combin cu ăsta? Oare? Lol, mi-a ieșit înghețată. Ok. I want a steak. Ia un steak. I want an egg. Ia un ou. I want to drink some lemonade. Ok, lemonade. Deci acum o să facem așa. Avem lămâie, avem apă. Lemonade pentru tine, perfect. Ia să vedem următorul. Pepper. Pepper, poftim. I want a cucumber. Castravete. I want a combo meal. Combo meal. A, deci practic să-i combin ăsta cu ăsta și să vedem ce iese. A ieșit un happy meal, ia uite. Ia de aici. I want to eat some salad. Salată. Ok, iarăși trebuie să tăiem astea. Noroc că m-am cumpărat multe. I want some green. Iarăși some green. I want an egg. Ce, asta a fost foarte simplă. I want some ice. Gheață. I want some strawberry yogurt. Iaurt. Oh, iaurt de căpșuni. Oare asta o să iasă de aici? Sper. I want a carrot. Ok, vreau un morcov și n-am fost atent să văd unde a fost morcovul. Am să iau ăsta. N-a fost corect. I did not ask for this. I want a steak. Steak, ok. Nu mai am foarfecă, deci asta e ultima foarfecă. I want a glass of milk. Mamă, vrea lapte, de unde? Care-i laptele? Avem Anger 6. Fai de cap, mă. Na, ia asta, ia asta, nu. I want to eat fried fish with salad. Mai erau și săculețe și mi-a stins și lumina, glumești cu mine? Ce e asta? I did not ask for this. I want a combo meal. Combo meal. Ăsta era burgerul. Dar nu știu cu... Nu știu... I-am făcut un mix, dar nu știu dacă e bun. Pe bune, de-l găsesc. Deci aici era blenderul. Corect? Am stat așa confuz. Ia ăsta, hai că nu știu unde e. Puh! 7 anger. 8 anger. Acum vrea cocktail? Ce cocktail să-ți dau, frate? Oh, nu. I did not ask for this. Oh, nu. I want chicken. Chicken era pe mijloc, l-am văzut. Okay. I am full for now. Nu-mi vine să cred că am trecut la runda următoare, sincer. Nu-mi vine să cred. Welcome to my game. Wow. Ok, deci clar lanternă, o să luăm două, dar și cu două e destul de puțin. Foarfecă, clar, băgăm forță. Nu știu ce e cuțitul la 500. Oare putem să tăiem roșia cu cuțitul? Vreți să încercăm? Poate în episodul următor o să fac suficiente puncte să tai roșia cu cuțitul. Să vedem ce se întâmplă. Dar luăm cât putem aici și dăm. Oricum suntem aproape să se întâmple ce urmează să se întâmple când se enervează rău de tot. Dar asta e, încercăm. Vreau un steak, poftim. Deci odată îl mai enervez. Ha! Ați auzit? Mama, a început să folosească chestia aia de nu știi ce zice și dacă nu ai... Uite, ăsta e dispozitivul, uite ăsta de aici. E ca un radio. Dacă nu ai dispozitivul ăla, nu știi ce a zis. Deci eu acum orice i-aș da, cred că am încurcat-o. Am încurcat-o, să știți. Nu ți-am cerut asta? Oh, nu! Ok! Ok! V-am zis că devine creepy, v-am zis! Ce? Oh, nu. Oh, nu. Ce-i dau de mâncare aici? Bănuiesc că n-are importanță ce-i dai, că oricum nu înțeleg ce zice, adică... Mamă, cât de creepy poate să fie. Și doar un joc 2D, dar mi se pare atât de creepy toată chestia asta. What? Oh my god. Încă una trebuie să-i mai dai. Ce zice? Scrie sorry pe frigider. Oh my god! S-a închis jocul. Mi s-a închis jocul. Mi s-a închis jocul, pe bune. Îl deschid acum din nou. Stai să vedem. O să vedeți ecran negru până se deschide. Oh my god, așa se vede când se deschide. What? Bă, ce e asta? Alo? What?
Eu data trecută când am intrat în joc, mi se deschidea jocul normal, gen. Ok. Da, ăsta a fost episodul. Nu știu exact ce poți să faci ca să te mai joci odată, dar o să aflu eu, pentru că ăsta a fost unul dintre ending-uri și o să aflăm probabil în episodul următor, dacă să mai fie alt episod, dacă nu-mi strică calculatorul jocul ăsta, abar n-am ce se întâmplă în momentul de față. Dar acesta a fost jocul extrem, extrem de creepy, dar foarte, foarte mișto ideea. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa!